Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit nou sezon la Cutia Neagră. Începem sezonul acesta al emisiunii cu un invitat pe care l-am așteptat de mult timp, domnul Adrian Candu, deputat al Partidului Democrat. Bună seara, domnule Candu! Bună seara! Bine ați venit la TV8 în premieră și în premieră la Cutia Neagră. Bine v-am regăsit. O parte din echipă deja o cunosc, dar probabil la TV8, nimijlocit, nu am fost. Nu ați fost. Sperăm să veniți. Dar, apropo, credeți că este bine când un partid sau reprezentanții importanți a unui partid care se află la guvernare nu au participat la emisiunile unei televiziuni nu tocmai comodă, să zicem, guvernării? Nu e normal. Orice partid, orice guvern, orice guvernare, orice opoziție trebuie să comunice cât mai mult, să spună viziunea, să-și apere viziunea sau să aducă argumente pentru ceea ce face sau ceea ce nu face. Și de ce n-ați venit? Dar eu personal nu am avut nicio intenție rea sau intenție bună în privința TV8 ca atare, cum nu am față de nicio televiziune. Doar că agenda a presupus anumite activitate și mai mult ca atât luăm și noi în considerare specificul, ratingul și multe altele. De aia, cer scuze. Ratingul era atât de... Nu neapărat. Nu o luați în mod direct că ratingul TV8 este altfel față de alte emisiuni sau față de alte... V-ați dus la alte televiziuni care aveau rating și mai prost decât TV8 sau... Noi de obicei, sau așa e primit și e bine să fie, fiecare echipă de partid sau fiecare echipă a unei instituții au anumiți experți sau au consultanți pe comunicare și în mod obișnuit dăm ascultare acelui expert. Nu decid eu de unul singur că e mai bine să merg la o emisiune sau la alta. Dacă ține aparat de expertiza unei persoane, mai bine să te bazezi pe ea. De altfel, de ce mai e acel expert în comunicare? Da, și tocmai dumneavoastră un pic mai devreme ați spus că vi se pare normal ca un partid care e la guvernare să comunice. Cât mai mult. Da. Da, inclusiv cu cei care poate nu vă laudă. Pentru că, în general, presa nu trebuie să laude politicienii, mai cu seamă pe cei de la guvernare. Vreau să intrăm deja în tema discuției de astăzi și vă propun să începem discuțiile de la ultimul eveniment al Partidului Democrat, de la congresul de pe 7 septembrie al partidului, unde dumneavoastră ați făcut o declarație, am citat din presă, începe un nou capitol din istoria partidului. Spuneți-mi, vă rog, ce fel de nou capitol începe în istoria partidului și dacă poți începe un nou capitol cu oamenii vechi? Sigur că poți. Partidul Democrat este cel mai vechi partid pe scena politică din Republica Moldova, peste 23-24 de ani. Este singurul partid din Republica Moldova care și-a schimbat la conducere 4 președinți, dacă nu greșesc. Și întotdeauna există o anumită succesiune, sunt nu doar fețe vechi sau persoane deja de o anumită notoritate în partid, dar permanent sunt și oameni noi, crește o generație de tineri. Dar asta nu înseamnă că un partid își trece la un alt capitol neapărat cu o echipă nouă. Dar ce înseamnă capitol nou? Iată, în ce constă noutatea? În primul rând, Partidul Democrat la ora actuală este în opoziție. Respectiv, trebuie să își seteze alt comportament, o altă activitate. Trebuie să fie mult mai activ în anumite domenii și mult mai poate constructiv sau să se manifeste ca opoziție în alte domenii. Are totuși un nou conducător, Pavel Filip. Fiindcă dumnealui a ocupat funcția de vicepreședinte, acum are toată responsabilitatea pe umerii săi în calitate de președinte. Mai mult ca atât, dacă nu greșesc, mai mult de o treime sau chiar și jumătate din Consiliul Politic al Partidului este nou. Și mai mult ca atât, probabil vom avea o componență, sper eu, nouă sau într-o anumită formă împrospătată și al vicepreședinților. Apropo, de ce nu a fost aleși vicepreședinții? Deoarece urmează o campanie electorală, vor fi alegerile locale, inclusiv pentru 4 mandate, dacă nu greșesc, de circumscripții pentru parlamentare. Numai și în două am decis, aveți candidate. Și pe moment.
Și am decis că cel mai bine e să lăsăm după alegeri, deoarece poate sunt persoane care se vor remarca prin activitate și vor merita să fie în conducerea partidului ca vicepreședinți și atunci subiectul vicepreședinților sau componența inclusiv numerică și nominală să o decidem după alegerile locale. Dumneavoastră, vă vedeți în funcția de vicepreședinte al Partidului Democrat? În primul rând, nu sunt doar eu cel care decid. Înțeleg. E o echipă care decide. Dar dacă sunt anumite criterii și eu sper foarte mult că le vom respecta în tocmai și vor fi bine formulate, legate și de profesionalism, și de notorietate, și de meritocrație, luând în considerare evenimentele care sunt în partid, în mod special campania electorală pentru alegerile locale. Și echipa va decide. Consiliul politic este cel care va decide de 140. Dumneavoastră ați accepta dacă vi s-ar propune? Eu am fost deja vicepreședinte. Dacă mi se va propune, voi examina. Dar asta nu înseamnă că poate ar fi cazul, consider că poate ar fi bine să mai lăsăm și pe alții, o nouă generație. Noi avem tineri foarte talentați care merită să fie puși în față ca și responsabilitate și ca și comunicare din partea partidului. De aia o să revenim la sfârșit de luna octombrie, poate o să mai avem o discuție și să ajungem. Înțeleg că în afară de acest congres, ați mai avut discuții la partid, cu siguranță, mai puțin oficiale, mai puțin vizibile pentru presă. Ați discutat cu siguranță despre ce s-a întâmplat după iunie 2019, atunci când ați pierdut puterea. Spuneți-ne, asta a fost un eșec din punct de vedere al partidului? Pe de o parte, poate fi văzut ca un eșec, luând în considerare faptul că poate nu am avut noi înțelepciunea necesară, flexibilitatea și perseverența în a găsi soluții și compromisuri pentru crearea unei majorități parlamentare în care să participe și Partidul Democrat. Pe de altă parte, scorul electoral al Partidului Democrat de 30 de mandate e ceva deosebit. Niciodată Partidul Democrat în istoria sa nu a avut 30 de mandate cu prețul unui efort, a unei eficiențe și a unei activități de 3 ani de guvernare prin care Partidul Democrat și-a asumat responsabilitatea. Schimbări sistemului electoral? Nu aș intra... Concentrarea unei prese? Care a ajutat enorm de mult? Acestea sunt toate relative. Deoarece presa în Republica Moldova este importantă, dar nu este definitorie. Deoarece există foarte mult electorat care mai puțin privește televizorul și mai mult stau pe rețelele de socializare. Într-a doilea rând. Ați fost foarte prezent și pe rețelele sociale. Și ce e rău din asta? Nu, adică așa cum ați stat foarte bine. Nu puteți să mă învinuiți sau să mă acuzați că sunt proprietarul la Facebook, nu? Dar dacă îi se crede pe cei de la Facebook, a fost o armată de troli care se aflau în clădirea guvernului și care a ajutat partidul să fie vizibil pe rețele sociale. Trollingul pe care îl numiți dumneavoastră, el nu presupune anumit câștig într-o electorală. Câștig într-o electorală, pe lângă faptul că trebuie să ai o strategie bună și inclusiv de comunicare, presupune să vii în fața alegătorului și în această campanie electorală, credeți-mă că am călătorit peste tot în țară, fiind într-un fel un lider a acelei caravane a Partidului Democrat și de la localități foarte mici până la localități foarte mari, am discutat cu cetățenii Republicii Moldova de diverse categorii, diverse profesii și foarte mulți nu privesc televizorul sau nu au rețele de socializare. Deci cum i-ați convins? Prin a discuta inclusiv despre realizările Partidului Democrat în ultimii 3 ani atunci când și-a asumat pe deplin responsabilitatea guvernului și atunci la asta vreau să mă refer. Este un scor bun electoral al Partidului Democrat, dar vedeți că și scorul bun electoral presupune să stai și în opoziție. Dar însă și faptul că Partidul Democrat la ora actuală este în opoziție nu poate fi calificat ca o chestiune bună sau rea. Dar eu i-aș spune mai bine utilă chiar, deoarece alternanța la guvernare este un proces normal democratic și mai mult ca atât, când ești la guvernare, vezi lucrurile într-un fel. Poate realitatea o vezi puțin altfel și de aceea este bine să faci un pas uneori într-o parte, să fii în opoziție
nu, poate nu neapărat toți 4 ani ca ciclu electoral, dar e bine să vezi lucrurile și din altă perspectivă și din alt punct de vedere. Totuși, domnule Candu, un partid, să fim sinceri, niciodată nu-și propune să fie în opoziție, absolut, nu? Că prin definiție partidul, sigur, partidul își asumă să fie la putere. La putere mai ales când are un scor electoral atât de bun cum l-a avut Partidul Democrat. Nu știu dacă v-ați așteptat la acest scor, ați fost mai optimiști, mai pesimiști. Întrebarea mea... Mai optimiști erați. Întrebarea mea, eu am să o reformulez. Spuneți-mi, vă rog, iată, pentru acest eșec, pentru că ați spus că în principiu este un eșec, cine își asumă responsabilitatea în Partidul Democrat? E o echipă care a lucrat și, bineînțeles, eșecul și l-a asumat deja declarat însăși președintele, fostul președinte a partidului, domnul Plahotniuc, adică dumnealui a și declarat în zilele care au urmat după formarea coaliției de guvernare, actuale coaliții de guvernare, că își asumă o parte, bineînțeles, mare din acest eșec și ca atare, din aceste motive, își dă demisia și din funcția de președinte și iese din politic. Da, partidul, mă scuzați, am să intervin. Dar Partidul Democrat este partidul, era partidul unui singur om? Adică nu, domnul Plahotniuc singur își asuma? Nu, dacă nu ați fost atent, reiterez ceea ce am spus. Este o echipă și un lider, bineînțeles, sau lideri, care își asumă acest eșec. Am înțeles. Domnul Filip era în echipa aceea care își asumă eșecul? Dar nu e doar domnul Filip. Nu, dumnealui a fost ales vicepreședinte, dacă vă aduceți aminte, imediat după ce a fost ratată această ocazie de formare a coaliției de guvernare și domnul președinte Plahotniuc și-a dat demisia, Incorporarea a plecat toată conducerea partidului și la ora actuală, dacă tot revenim la subiectul vicepreședinților, vicepreședinții nu mai sunt vicepreședinți și poate mulți dintre ei nu se vor regăsi. Da. Iar domnul Filip a fost ales ca președinte a partidului la acest congres, al noului extraordinar, pentru mai multe motive. Și m-ați întrebat că cu siguranță ați menționat că mai multe discuții în partid, unele poate mai... Cu siguranță ați discutat. De ce am ajuns în afara, situația asta? În afara publicului. Și considerăm că domnul Filip, prin experiența pe care o are, prin experiența și posibilitățile a lui profesionale de a administra procese de management, a fost... unica soluție, cea mai bună pentru a prelua conducerea partidului în calitate de președinte. Bineînțeles, Partidul Democrat nu presupune doar președintele. După cum ați văzut, a fost ales și un nou secretar general, pe care îl respect foarte mult pe domnul Alexandru Jăzdan și consider că poate deveni un lider puternic de partid și cu siguranță... Pe viitor, cel care va prelua. Păi acum, el, dumnealui, este secretarul general al partidului, dar asta înseamnă mult. Astea sunt procese importante, mai ales în campania electorală și, vedeți, există o schimbare. Există? Și această schimbare, schimbare, cu siguranță, încă se va desfășura și la numirea întrebarea mea era, dacă nu cumva a început schimbarea Partidul Democrat cu stângul, alegând președinte al partidului, persoană care, nu puteți nega, a făcut parte din acel staff mic, da, nucleul, care... a luat deciziile în partid, că ați spus că nu domnul Plahotniuc singur lua deciziile și a dus spre acest eșec al Partidului Democrat care a pierdut puterea. Deci în omul care a contribuit la pierderea puterii, în ce măsură este bine să devină președintele partidului? Omul care a făcut parte dintr-o echipă, care relativ a contribuit la eșecul legat de negocieri și de formarea coaliției de guvernare, totuși este omul care a condus un guvern în ultimii 3 ani de zile și a livrat cetățenilor cele mai bune rezultate în acești 3 ani de zile. Am înțeles. Respectiv, și-a administrat unele procese grele din punct de vedere a managementului și la nivel de reformă și de reorganizare. Și doar un simplu exemplu, dacă îmi permiteți. Domnul Filip, cum a ajuns prim-ministru? Și aici închei. Da. Noi cum a ajuns prim-ministru? Compromis. Mai mult pierdem timp dacă... Nu, bun. Domnul Filip, întrebarea mea era ca prim-ministru, a intrat într-un prim proces de reformare a guvernului, care a fost unul deosebit. Dacă vă aduceți aminte, de la 16 ministere la 9 ministere. Adevărul că n-am simțit diferența, sincer vorbind. E mare diferență prin eficiență și prin reducerea cheltuielilor, care în principiu nu s-au văzut. Ba, s-a văzut. Vreau să vă întreb altceva. Și asta presupune că domnul Filip are un spirit de reformator și mai mult ca atât are un spirit de administrare unor procese grele.
Da, asta a făcut domnul Filip, mă scuzați, pentru că și această anunț lui, a fost făcut tot la Partidul Democrat, cu participarea domnului Plahotniuc și mă întreb unde decidea echipei, domnul Plahotniuc? Cu participarea întregii echipe. Domnul Plahotniuc nu decidea de unul singur, aproape nicio decizie mai importantă nu a fost luată de unul singur. Bun, iar, reforma guvernului, de care vorbim noi, a fost inițiată ca idee și implementată cu leadership-ul, cu conducerea domnului Filip. Vreau să vă întreb dacă despre Vlad Plahotniuc în Partidul Democrat se vorbește la timpul trecut. Și da și nu. Și da și nu. Unii vorbesc, da, fiindcă consideră că într-adevăr este un capitol deja ce ține de trecut. Da, am văzut domnul Deacov a fost foarte... Bine, mai mult, nu neapărat numai domnul Deacov. Dar la fel cum e și în cazul domnului Marian Lupu sau în cazul altor personalități care au condus Partidul Democrat, am trecut în altă etapă. Și, cine nu crede la timpul trecut pe domnul Plahotniuc în partid? Eu cred că majoritatea consideră că deja e de domeniul trecutului. Nu neapărat trecutul înseamnă rău. Trecutul își are... Trecutul înseamnă că nu mai produce consecințe, da? Dar nu mai produce consecințe. Deci domnul Plahotniuc s-a rupt cu totul de partid. Domnul fostul președinte de partid nu mai influențează prin deciziile sau prin discuțiile sale deciziile la nivel de partid. Dar dumneavoastră comunicați, bănuiesc, cu dumneavoastră. Eu comunic cu dumnealui, deoarece avem și altă relație, dar această comunicare nu înseamnă neapărat comunicare legată de partid sau de viața politică din Republica Moldova. Știu că ați declarat recent într-un interviu că v-ați întâlnit cu dumnealui, nu știu cât de des vă întâlniți cu domnul Plahotniuc. Întrebarea mea este un pic despre altceva însă. Dumneavoastră ați fost persoana, dacă stau așa să mă uit în ultimii ani, care cel mai des ați venit în apărarea imaginii domnului Plahotniuc. Domnul Plahotniuc de regulă nu vine să comenteze în presă investigațiile care apar despre dumnealui, acuzațiile care se aduc la adresa dumnealui. Ați ieșit dumneavoastră aproape de fiecare dată și atunci când a fost vorba despre virele celea și când a fost vorba despre dosare penal, virele din Elveția, vila din Elveția. Asta ați ieșit și ați apărat imaginea și o înțeleg, sunteți colegi, ați fost parteneri de afaceri sau poate nu, o să ne spuneți ce funcție ați avut dumneavoastră în acele afaceri, sunteți și rude, sunteți fiul domnului Plahotniuc. În acest context vreau să vă întreb, dar dumneavoastră nu vă simțiți cumva, nu știu, trădat, pentru că domnul Plahotniuc a fugit din țară. Putem să numim cuvântul ăsta diferit, să-l înlocuim, că a plecat, nu știu cum, deci e clar că dumnealui nu vrea să revină în țară. Acum aflăm că are dosare penale în Rusia, în Moldova, în Rusia vreo 3. Iată, faptul că dumneavoastră ați apărat imaginea, onoarea domnului Plahotniuc și ne-ați convins pe noi, întreaga societate, că jurnaliștii greșesc, că cei care îl acuză sunt de fapt rău intenționați și totuși domnul Plahotniuc are dosare și totuși domnul Plahotniuc este fugar. Nu aveți niciun fel de emoții de, nu știu, obidă personală? Rând, să le luăm pe rând. În primul rând, dosare sunt 3 și doar atât la ora actuală. Moldova, am care sunt... Lăsați, ceea ce declară domnul Andrei Năstase ca ministru de interne că vrea să-i facă dosar unuia sau altuia, mai puțin mă interesează, deoarece nu Ministerul de Interne până la urmă duce un dosar penal, dar procuratura. Și există prezumția nevinovăției până la instanță de judecată. Nu știți mai bine ce se întâmplă în procuratură decât Năstase? Nu, văd declarațiile care se fac. Și văd după aia cum este preluată acea noutate de știri și dezvoltată. La ora actuală numai Năstase a vorbit despre așa numitul dosar, că el a solicitat procuraturii să facă dosar pentru îmbogățire fără just cauză sau îmbogățire ilicită. Asta nu înseamnă că există dosar. Că și eu pot să zic multe verzi și uscate. 1. 2. Există 3 dosare făcute în Federația Rusă, care toate 3 sunt motivate politic, care nu au nici o substanță ca atare. Și acest lucru l-au spus chiar și cei din Interpol atunci când au ignorat toate solicitările Federației Rusă. Și există și este o echipă de avocați internaționali, la nivel internațional, care se ocupă, și inclusiv avocați din Rusia, care se ocupă de acest subiect. Eu însă vreau să mă refer la ceea ce ați punctat dumneavoastră legat de imagine și de... Dosarul din Moldova ține de niște tranzacții din 2011,
în care este implicat Plahotniuc și înțeleg că are ca bază niște declarații despre care a vorbit Vecislav Platon și informația este confirmată de Procuratura Anticorupție. Nu e vorba despre ceea ce a vorbit Năstase. Într-adevăr, Năstase a vorbit despre un dosar pe care noi nu știm dacă el există sau nu, dar Procuratura vorbește despre un altul care și există vreo declarație oficială a Procuraturii în care spune că există un dosar pe numele domnului Plahotniuc? Probabil că pe fapt. În Moldova știți foarte bine. Dosarele se începe pe fapt. Întrebarea dacă are calitate procesuală. Păi întrebați pe cei de la Procuratură. Eu, din câte cunosc și din discuțiile cu avocații, nu există la ora actuală niciun dosar în Republica Moldova. Să zicem. Dar, dosarele de Rusia sunt la comandă. În Moldova nu există. De ce nu vine domnul Plahotniuc în țară? Dar eu aș fi... Dumnealui, în primul rând... De ce nu vin? Deci nu are dosar. Dumneavoastră m-ați întrebat altceva și revin la subiectul unde este dumnealui și ce face. Da. Fiindcă asta încercați să... Trebuie să întrebați direct. Eu consider că a fost o greșeală foarte mare a dumnealui personală, dar și a echipei Partidului Democrat, că nu am reușit să-l convingem să aibă un alt fel de comportament legat de comunicare. Nu este normal în general, ca un lider de partid care și-a asumat viața politică și mai ales un lider de partid de guvernare să nu iasă în fața camerelor de lua vederi decât doar la conferințele de presă, să vină într-o emisiune sau să vină într-o discuție precum o avem noi astăzi. Nu este normal. Și eu consider că aceasta a fost o mare greșeală. Și atunci necomunicarea dumnealui presupunea comunicare din partea echipei. Că e vorba de Andrei Ancandu, că e vorba de Pavel Filip sau de... Și noi cumva, într-un fel, ne poziționam ca avocați, așa cum spuneți dumneavoastră, deși nu neapărat eram avocați. Dar vorbeam despre unele elemente pe care poate dumnealui, dacă le-ar fi vorbit, ar fi fost mult mai bine, fiindcă unele țineau de viața lui sau de activitatea dumnealui. Ca să revenim la subiectul dosarelor. La ora actuală nu există vreun dosar în Republica Moldova, din câte cunosc eu și dumnealui și-a angajat avocați buni și în Republica Moldova, decât cele din Federația Rusă. În același timp, din 2009, adică 10 ani de zile, poate chiar puțin mai devreme, dumnealui și-a ignorat familia și copiii, luând în considerare activitatea pe care a avut-o în Republica Moldova. Familia, copiii, soția au fost din 2009, dacă nu greșesc, plecați din țară. Și luând în considerare activitatea pe care a avut-o, a cam ignorat-o. Și acum a decis să petreacă mai mult timp cu familia, cu copiii, să-și vadă de alte activități. Fiecare are nevoie în viața sa de un anumit restart sau o anumită regândire a vieții și a activității. Domnule Cam, și iată de ce... credeți în ce spuneți. Dar eu asta direct. Știu. Că din cauza și nu asta. Numai că cred. Fiindcă la ora actuală dumnealui bine mersi putea să fie în Republica Moldova, care fiindcă nu are niciun... percepția generală în Republica Moldova legată de plecarea domnului Plahotniuc? Că a fugit? De ce să fugă? Explicați-mă. Dar eu vă întreb, care este percepția generală? Dar care ar fi motivul să fugi din, nu știu, din țară? De asta vă întreb dumnealui. Eu înțeleg dumnealui așa, decis... un politician înțelept, iar domnul Plahotniuc, nu putem să spunem că nu este un politician înțelept, a plecat din țară să aibă grijă de familie, cum ați spus dumneavoastră. Și nu doar de familie. Bun, și de dumnealui, nu știu de ce a plecat. Să zicem, din intenții nobile legate de familie și alte chestii personale. În societate, toată lumea vorbește despre faptul că a fugit. Asta afectează nu doar imaginea personală a domnului Plahotniuc, dar și imaginea echipei dumnealui, da? Pentru că dumneavoastră sunteți tratați că ați fost echipa unui fugar. Oare nu ar fi fost ca imagine o chestie frumoasă să revină pentru o zi, să apară public, să zică, uitați-vă, eu am venit, nu mă tem, nu mi-e frică de nimic. Poate lucrul ăsta se întâmplă în timp apropiat. Poate. Sigur. De ce deci nu? Domnul Plahotniuc nu se teme să revină în Republica. Nu, dumnealui a vorbit despre politică în general și s-a referit la faptul unui eșec în politică, dar nu în toate activitățile restul pe care le-a avut. Și luând în considerare că pe lângă acele dosare din Federația Rusă, nimic altceva nu mai există ca substanță, doar acele care sunt motivate politic și noi știm de ce, dumnealui nu ar trebui să aibă nicio reținere să revină. L-ați sfătuit să revină? Am avut mai multe discuții inclusiv pe acest subiect. Rămâne dumnealui să iei decizia când e momentul potrivit să revină, să stea cu echipa, să nu stea cu echipa, să facă, să stea o zi, să stea o lună. Treaba dumnealui, cum o să decide. Nu v-a spus când vine. Dumnealui are alte activități acum. Este implicat în alte proiecte. În Londra, da? Acolo se află în Londra.
E în călătorii, să zicem, diverse, sunt câteva locații în care dumnealui călătorește, caută anumite perspective și oportunități, sunt unele perspective și oportunități pentru desfășurarea unor activități pe care dumnealui le știe foarte bine legate de proiectele de business, de afaceri, și este la latitudinea dumnealui să se decidă atunci când vrea să revină. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să discutăm și alte lucruri legate și de Partidul Democrat, dar și de actuala guvernare. Dar vom reveni cu subiectul legat de alte persoane din Partidul Democrat care, iată, iarăși constatăm că lipsesc, au dispărut. De când cu schimbarea conducerii statului nu se mai văd în Republica Moldova. Publicitate. Am revenit în studio, suntem în cea de-a doua parte a emisiunii Cutia Neagră. Vă amintesc că invitatul de astăzi la emisiune este domnul Andrean Cantu, deputat PDM. Domnule Cantu, ziceam înainte de pauză că revenim să vorbim și despre altă lume văzută, cunoscută din Partidul Democrat, care nu se mai vede din iunie 2019. Unul este domnul Constantin Țuțu. Domnul Țuțu a dispărut din Republica Moldova încă înainte, cu vreo două zile, ca să fie făcut anunțul legat de retragerea în opoziție a Partidului Democrat. Unde este domnul Țuțu? Nu cunosc eu. Știu că domnul Țuțu cam a sens nu mai venea în echipa și în ședințele Partidului Democrat după alegerile parlamentare. S-a supărat? Nu neapărat. Dumnealui mereu avea alte activități legate de sportul de performanță și altele. Înțeleg că a fost o dezamăgire personală, probabil datorită eșecului, și fiecare trecem prin unele dezamăgiri. Dumnealui a fost alături de echipă în timpul protestelor, a dus lumea în stradă, a participat. A fost în echipă și dumnealui avea, nu știu cum, așa o supărare, într-un fel, și o decepție pe tot ceea ce înseamnă activitate politică și probabil a decis să-și... De ce credeți că a plecat din țară și nu regăsesc. Mai revine? Dar eu nu știu, e plecat, nu-i plecat, este eu plecat. N-am comunicat cu dumnealui și nu comunic cu dumnealui și nu știu dacă revine sau nu revine. Chiar Sergei Ralov nu a fost foarte vizibil, toată lumea știe despre el. Dumnealui nu a ocupat o funcție publică decât în Ministerul Economiei. Nu știu, v-a fost și dumneavoastră consilier la Ministerul Economiei? Dumneavoastră nu v-a fost consilier. Unde a dispărut Sergei Ralov? Eu, din câte cunosc, dumnealui este, dacă nu greșesc, chiar cetățean american. Este. Familia dumnealui este în Statele Unite ale Americii de foarte, foarte mult timp și bănuiesc că e cu familia. Nu comunic cu dumnealui ca să... Tot cam de atunci este cu familia, din iunie. Și domnul Constantin Botnar? Cu dumnealui am comunicat chiar săptămâna trecută. Înțeleg că vine, că l-am sunat ceva ce ține de activitatea de partid. Înțeleg că revine peste o săptămână la Chișinău și discutați cu dumnealui. Cum se întâmplă cu unele persoane, odată cu domnul Plahotniuc, au plecat din țară? Slavă Domnului, avea unde să se ducă, dar de ce au plecat? Domnul Constantin a fost secretar, până nu de mult, a fost secretarul general al partidului. Nu de domnul Botnar. Vorbesc despre celălalt, Constantin Țuțu și Ieralov. De ce oamenii despre care se știe că în principiu aveau niște probleme cu legea? Domnul Țuțu este partea unui dosar penal, știți. Nu cunosc. Foarte bine. Nu cunosc. Legat de un omor. De cât îi cunosc, ceea ce a fost la Orhei, deja de mult a fost condamnat, acuzat. Curtea Supremă încă nu și-a spus cuvântul. O să-și spune, dar ceilalți care încă mai sunt? Domnul Ieralov, nu știm ce este acolo, cel puțin în jurul dumnealui au planat multe suspiciuni. Știți că a fost acuzat, inclusiv de persoane care mai târziu au lăudat Partidul Democrat, că ar fi fost coordonatorul acelui furt al miliardului. Deci existau niște suspiciuni legate de integritatea domnului Ieralov și iată, dumnealui exact odată cu domnul Plahotniuc a dispărut din țară. Eu sunt apropiat cu domnul Plahotniuc? Da. Sunt în țară. Sunteți. Am activitate în continuare.
Deci nu puteți să puneți totul în extremis și să generalizăm absolut totul. Dar am zis unii oameni, n-am generalizat. Unele persoane și-au motivele lor, probabil. Din câte... Erați apropiat cu domnul Ieralov? Mai puțin. Chiar aveam și dispute foarte, foarte, pe unele subiecte foarte mari. Chiar la un moment dat nu am comunicat foarte mult timp. Cu domnul Constantin Botnar v-am zis că am discutat și înțeleg că săptămâna viitoare sau peste două săptămâni revine, dar dumnealui are mai puțină activitate luând în considerare că nu mai e secretarul general al partidului. Înainte, deși de la 6 dimineața până la noapte se ocupa, acum bănuiesc că își va concentra atenția pe alte activități. În rest, toată echipa e aici, pentru muncește... Este o mare enigmă, vă spun sincer, domnul Ieralov. O mare enigmă. Pentru că dumnealui cam întotdeauna s-a ținut în semi, un fel de cardinal gri, așa l-a numit presa, știți? Nu, cred, e exagerare. Dar a fost totuși foarte apropiat de domnul Plahotniuc. Cum se explică această apropiere? Nu, probabil este, din necunoștință, este mai mult o interpretare greșită a lucrurilor. Domnul Ieralov era un vicepreședinte a partidului, la fel cum eram și eu. Da, în ultima decadă, adică în ultimii 3 ani. Dar era apropiat de domnul Plahotniuc din start, la fel, nu mai apropiat decât alții. Cine alții? Dar chiar și eu. Ați participat la acea întâlnire cu domnul Dodon? Nu, nu, nu. De ce domnul Ieralov a participat de dumneavoastră? Fiindcă așa a fost stabilit un anumit cerc de persoane care participă în discuții și în așa numitele negocieri și unii care ajutau și participau, alții își vedeau de treaba lor. Eu nu am participat în discuții, eu nu am participat în negocieri, am văzut și eu foarte multe la televizor. Asta știți, iată, eu la un moment dat mă gândeam, dar oare la cine ține domnul Plahotniuc mai mult? Deci, în principiu, sunteți finul dumnealui. Iată, toată lumea s-a aruncat asupra dumneavoastră să zic că sunteți avocatul, partenerul, finul, tot ce vrei. Dar, pe de altă parte, domnul Plahotniuc, când merge la negocieri, încă n-ai eu unul, se ducea cu domnul Ieralov. Când a fost vorba de întâlnirea aceea de la Codru, despre care a vorbit și Șor și Filat, la care se vorbea despre furtul milionar, BM, da. Iarăși a fost domnul Ieralov. Videoul ăsta cu domnul Dodon, negocierile astea ascunse, apropo, filmate, am să vă întreb de ce ați filmat discuții particulare. Nu, partidul, nu știu cine, partidul. Iarăși domnul Ieralov. Deci, n-avea încredere. Să mă supăr pe dumnealui? Eu mă gândesc, nu. N-are încredere în dumneavoastră? Nu. Sunteți mai puțin vă lămuresc. În primul rând, nu mă supărați că am participat și eu la unele negocieri. Și apropo, criza din 2013 a fost soluțiile negociate și implementate de domnul Streleț, Valeriu, și de mine. Noi am stat aproape 3-4 luni mai mult în birou la mine, că eram ca vicepreședinte a Parlamentului atunci, și zi de zi găseam soluții la a recupera din încrederea pierdută atunci când a fost criza din martie 2013, dacă nu greșesc. N-a ținut mult timp acele discuții, că până la urmă s-a rupt. 3-4 luni au durat. Acea alianță. A mai durat vreun an și ceva până la următoarele alegeri. Cum s-a rupt alianța? Cu cine? Cu PLDM-ul? Păi sigur că câțiva da. Câțiva oameni care au plecat din PLDM și pe urmă s-au regăsit în Partidul Democrat. Nu. Greșiți. Aia după parlamentarele asta din 2016. Eu vorbesc de 2013. Dar în același timp, în echipa Partidului Democrat, întotdeauna s-a muncit în așa fel încât s-au delegat anumite responsabilități pentru fiecare, cu activitatea pe care o avea. Eu eram responsabil pe anumite domenii. Da? Domeniul juridic, de exemplu, când am fost vicepreședintele Parlamentului. M-am ocupat de unele subiecte pe domeniul juridic pe baza competențelor care au fost acordate de birou permanent. Domnul Ieralov, respectiv, eu nu aveam chestiuni economice și nu cunoșteam subiectele. Subiectul legat de sistemul bancar și problemele care sunt în sistemul bancar le-am aflat în august 2014, când am devenit ministru economiei. Ajungem să vorbim. Dar spuneți-mi, domnul Ieralov, ce competențe avea? Întrebați-l pe dumnealui. Și ce responsabilități avea în partid? Cum să întrebi dumneavoastră dacă erați vicepreședinte? În partid, dumnealui avea competențe legate de domeniul economic. Dumnealui conducea Departamentul Economiei și Dezvoltare Economică
În partid. În partid, da. Deci dacă ce înseamnă dacă... conducea? Asta era cei care scriau proiectele și după asta erau prezentate la guvern? Nu, nu așa am înțeles. Nu, nu este adevărat. Asta înseamnă că, dacă, din câte vă aduceți aminte, partidul avea departamente. Da. Erau vreo 9 sau 10 departamente. Eu conduceam și eu un departament legat de securitatea statului. Examina politicile. Așa. Putea să promoveze chiar și unele idei. Da? Le examina. Venea poate cu o idee. Sau, dacă în guvern apărea un anumit subiect, de exemplu, reforma pensiilor, și guvernul dezvolta acest subiect de reforma pensiilor, partidul putea să-și facă analiza sa și să analize prin inclusiv cooptarea expertizei, inclusiv internaționale, sau bazându-se pe relațiile de partid cu partidele surori socialiste sau social-democrate din Europa, în mod special, de exemplu, Suedia, să acumuleze informații, să facă o analiză și să ajute eventual echipa guvernamentală în într-o anumită viziune. Spuneți-mi la modul practic, eu mai greu înțeleg așa general. Iată domnul Ieralov, el făcea această analiză pe domeniul economic. O echipă întreagă, nu dumneavoastră. O echipă întreagă, am înțeles, da. Clar că era nevoie de echipă. Discuta cu partenerii externi. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Se ducea dumnealui la Ministerul Economiei și propunea soluții. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Nu, dați-mi voie să vă dau un exemplu. Eu sunt unul din promotorii ideii sistemului etichetelor de masă. Fiindcă lucrul ăsta l-am văzut cum funcționează peste hotare. Și când aveam o activitate mai în precedentă activitate de politic, mai mult timp am stat în România, am consultat în companie internațională de consultanță, operator de etichete de masă și știu cum funcționează. Și ba mai mult ca atât, știu beneficiile care au fost aduse unor țări unde a fost implementat sistemul. Și am venit în fața echipei de partid și am spus, dragi colegi, eu consider, eram la masa vicepreședinților, într-o ședință de lucru, și zic, eu consider că e momentul acum să ne gândim și să examinăm posibilitatea introducerii în Republica Moldova sistemul etichetelor de masă. Pot să găsesc expertiză, putem discuta și să vedem care este experiența altor state și hai să facem acest lucru. Avem departamentul economic în partid. Da. Eu am să dau toată informația, am să pregătesc analiza și vă rog frumos, domnul Ieralov, haideți să ne organizăm în echipa departamentului dumneavoastră câteva ședințe să discutăm acest subiect. Și dacă noi găsim beneficii mai multe decât dezavantaje, după aia propunem colegilor de la guvern. Am înțeles. Puteți să dați un exemplu în care domnul Ieralov a venit cu astfel de idei? Vreo idee pe care din câte înțeleg, de exemplu, dumnealui la nivelul echipei Partidului Democrat a avut discuții cu cei din domeniul Horeca. Și luând în considerare experiența altor state, mă refer la tot ce înseamnă hotele, restaurante, pensiuni și așa mai departe, și văzând impactul pozitiv în foarte multe state, mai ales din regiuni, ca România, ca Bulgaria, unde anumite privilegii fiscale au adus creștere economică țării, dumnealui cu echipa economică a partidului au dezvoltat acest subiect, după care, bineînțeles, a trecut la guvern, au examinat la guvern acest subiect, la fel, l-au discutat cu partenerii, inclusiv cu Fondul Monetar Internațional atunci, și după aia au venit cu politica fiscală. Dar domnul Ieralov a venit cu ideea concesionării aeroportului. Asta nu cunosc. Eu înțeleg că astăzi, dacă nu greșesc, au mai apărut în presă și declarațiile fostului nostru coleg, ministrul economiei, Valeriu Lazar, care a explicat exact geneza sau originea ideii, cum a apărut ideea concesionării. Și eu și acum consider, deși nu eram atunci în guvern, nu am intrat în detaliu, doar din cunoștințele generale, consider că însăși concesionarea e o chestiune bună. Da. Peste 30, peste 30 de aeropoarte în Europa sunt concesionate. Toate în dezavantajul statelor? Dar de ce considerați că este în dezavantajul statului Republica Moldova această concesiune? Este în dezavantajul statului. Dar de ce dumneavoastră considerați acest lucru? Pentru că o firmă privată câștigă bani pe spatele cetățenilor care plătesc o taxă de modernizare de 9 euro per pasager. Deci această taxă de mult trebuia scoasă și dumneavoastră știți foarte bine asta. Nu este adevărat. Da. Nu este adevărat. Uitați-vă cum arată aeroportul nostru astăzi și cum arăta 10 ani în urmă. Care a fost investiția și care au fost banii Eu recuperați? Eu nu cunosc datele de investiții. Eu vorbesc în general ca și concept, concesiunea. Dumneavoastră ați făcut o analiză pe ce s-a întâmplat la aeroport? Eu știu că dacă nu se concesiona și nu se făceau investiții, la ora actuală
aeroportul Chișinău, în general, și Chișinău și Republica Moldova, perdeam competiția cu alte aeroporte regionale din țările vecine, Iași și Odessa. Știți ce îmi pare mie rău? Știți de ce îmi pare mie rău? Că în Moldova se decid concesionările, privatizările și alte chestii fără a se face o analiză. Dar am putea noi să facem? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Eu am lucrat 2 ani de zile la o investigație legată de aeroport. Greșiți. Și vreau să vă spun că am lucrat cu mulți experți care au făcut această analiză. Eu vă rog frumos să citiți încă o dată. Dacă ați făcut acea analiză, vă aduceți aminte de masterplanul făcut de compania germană în 2010? Vă aduceți aminte de un astfel de masterplan? Nu știu. Sau nu a intrat în investigație? Atunci ați făcut o investigație rea. Poate, fiindcă, dar eu știu fiindcă ideea concesionării a apărut încă în masterplanul făcut de o companie germană specializată în tot ceea ce înseamnă securitatea aeronautică și operarea aeropoartelor din lume, care nu este o cooperativă albinuță din Republica Moldova, da, dar e cu renume. Și acel masterplan în 2010, de care a vorbit și domnul Valeriu Lazar, clar a stabilit ce se va întâmpla în ani de zile. Eu n-am văzut acel master. Atunci ați făcut o investigație foarte rea. Dar pot să vă spun un lucru. Că dacă raportăm investițiile la venituri, și investițiile au fost mici, pentru că ele urmează să se întâmple câțiva ani, această companie a avut foarte mult de câștigat. Haideți să vă întreb, cât costă? Vreau să... Haideți dacă dumneavoastră, nu, eu vreau să mergem mai departe. Astăzi o declarație. Acum ați făcut o declarație. Da. Eu vreau să vă întreb. Eu vreau să vă întreb. Cât costă reparația unei piste? Sau schimbarea completă a sistemului de securitate sau de iluminare? Cât costă căile de acces? Da. Aveți astfel de cifre? Dar pot să vă spun un lucru. Cât costă o pistă nouă? Dumneavoastră știți cât înseamnă taxa de modernizare de 9 euro per pasager în 49 de ani? Da, au trecut 49 știți? De ani? Nu, dar e dat în concesiune. Da, da, au trecut 49 de ani? Chiar și până acum cât s-a obținut? Trebuie văzut... Noi acum, lucrurile trebuie făcute profesionist. Acum vorbiți lucrurile trebuie făcute fără cifre și eu vorbesc fără cifre. Nu, dar nu pe mine mă miră faptul că dumneavoastră spuneți că ați făcut o investigație foarte bună, da? Dar n-ați luat dar în considerare însăși de unde a pornit ideea concesiunii de la acel masterplan din 2010. Eu am luat în calcul cifrele și pentru că nici eu acum nu le am pe masă, nici dumneavoastră, cred că nu este oportun. Dar vă invit la o altă emisiune să vorbim. Atunci de ce concesionării dacă nu sunteți pregătită astăzi? Dacă dumneavoastră a venit cu ideea, dumneavoastră ați intrat în detalii. Ideea a venit nemții în 2010. Da, eu vreau să trecem la un alt subiect. Și la o altă persoană, scurt să-mi spuneți, doar dacă știți, domnul Eugeniu Baleca, ce făcea în Partidul Democrat? Nu cunosc că noi să fi avut așa ceva în Partidul Democrat. Nu, era cineva la sediul Partidului Democrat cu numele... Dumneavoastră, îl cunoașteți pe domnul Baleca? Eu doar țin minte dumnealui așa nume că a fost director de la... Întreprinderea Franzeluța, și da? Atât. Și atât. Mai și mult atât. Nu cunoașteți. Da. Ok, bine. Dar, în general, Partidul Democrat păstrează sediul în care stă acum? Acum se examinează câteva opțiuni pentru noul sediu al partidului și eu cred că până la sfârșitul lunii septembrie sau mijlocul lunii octombrie echipa Partidului Democrat va trece în alt sediu. Mai mic, mai mare, mai... Mai mic, în primul rând, nu neapărat în buricul târgului, centrul orașului, unde metru pătrat este chiar mai scump. În așa fel vechiul încât... sediu nu există ideea să treceți. Vechiul sediu pe Tighina. Strada Tighina, probabil se examinează și acest subiect. Este secretarul general la ora actuală, care... N-am înțeles? Sediu actual, ce faceți? Nu trebuie să decid eu sau cineva din echipa partidului. Dar el a partit de sediului? Nu, de unde? Nu. Este chirie, se plătește chirie, care nu e mică deloc. Chiar dacă nu greșesc, e și o restanță de plată, dar care se va organiza, se va rezolva, se va renegocia. Poate plătiți chiria dacă nu se plătește? Companii care deține proprietatea. Nu cunosc. Nu cunoaște. Nu-i domnul Plahotniuc. Nu-i nici domnul Plahotniuc și nu-i din țară, cu siguranță. Am înțeles. Fiindcă e companie străină. Aveți candidat la primărie Chișinău? Se examinează câteva candidaturi sau câteva propuneri. O să fiu mai discret aici ca să nu... Când ne-l spuneți că au mai rămas câteva zile? Începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil, deoarece, dacă nu greșesc, terminul limit e 19 septembrie, joi, respectiv, luni, marți, partidul va această face propunerea. Această emisiune va intra pe post luni, ca să știți. O înregistrăm joi, ea va intra... Deci, când intră pe post, ar putea să avem numele deja al... Atunci să ne adresăm telespectatorilor că s-ar putea ca să înțeleagă. Da, să înțeleagă că noi suntem joi. Că suntem joi, da. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim... Joi data de 12. Da. După care... Joi data de 16. Acum suntem joi data de 12. După care revenim să discutăm și despre
Alte lucruri legate de guvernanța și modul în care a condus lucrurile în stat Partidul Democrat și ce face acum blocul acum și cu PSRM-ul și dacă calcă pe aceleași greble sau repet aceeași experiență pe care a făcut-o Partidul Democrat sau nu. Publicitate. Am revenit în studio, suntem în cea de-a treia parte a emisiunii. Vă amintesc că invitatul de astăzi a emisiunii Cutia Neagră este domnul Adrian Candu. Ca să încheiem cu subiectele legate de partid și de politică, spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, când Partidul Democrat a comis cea mai mare greșeală? Pe parcursul guvernării, Partidul Democrat trebuia și liderii Partidului Democrat trebuiau să comunice mai bine ceea ce se întâmplă și să răspundă acuzațiilor care în mare parte erau false. Iar când greșea, trebuia să iasă și să spună clar că da, aici am greșit, ne vom corecta. Deci consider că, în mare parte, greșeala mare a Partidului Democrat a fost lipsa comunicării. A doua greșeală, în perioada ultimilor trei ani când a guvernat Partidul Democrat, trebuia totuși depus un efort suplimentar în a găsi posibilitatea de a avea o relație constructivă, nu neapărat de amiciții sau de prietenie, cu opoziția. În așa fel încât opoziția să constructiv să participe, nu neapărat în actul guvernării, dar într-un anumit control al guvernării și într-un anumit dialog. S-au făcut unele, dacă vă aduceți aminte, noi am făcut unele propuneri, da? De exemplu, pentru Maia Sandu sau Andrei Năstase să participe la lucrările biroului permanent al Parlamentului sau să le se ofere anumite drepturi prin lege legate de secretul de stat și așa mai departe. Cred că trebuia dezvoltat acest subiect mult mai mult și dacă nu reușeam la nivel bilateral că exista anumite neîncredere, trebuia totuși implicați poate mediatori, parteneri pe dimensiunea partidelor europene, în așa fel încât noi să reușim să creăm această relație între guvern sau guvernare și opoziție. Și atunci, probabil, rezultatul acestor negocieri sau lipsa de negocieri și lipsa dialogului pe perioada celor trei luni acordate de Constituție la formarea pentru formarea majorității parlamentare și a guvernului, rezultatul ar fi fost altfel. Din punctul dumneavoastră de vedere, noi totuși n-am înțeles ce e așa o pată albă în istorie. Dispariția domnului Plahotniuc din aprilie până pe la sfârșitul lunii mai anul ăsta. Țineți minte când toată lumea se întreba unde este domnul Plahotniuc, ne întrebam, a apărut să informații că e bolnav, că are probleme de sănătate, că e operat, nu a afectat nici de cum? Dar era la partid. Dumnealui era în lucru, era în... Era prezent? Sigur că da. Bun, a fost informație că venise cu câteva zile înainte, deci nu a fost plecat în acea perioadă. Absolut. Dar de ce din partid ieșeau informații că dumnealui îi lipsește, că e agiotaj în partid? De ce se scoteau astea? Prima dată aud așa ceva, că iată din noi partid comunicăm, s-ar fi generat așa iată ceva. Iată, noi comunicam cu colegi de anumeasă din partid care spuneau că nu l-au văzut de mult timp, că iată o ședință a fost cu președinții de Reoane, a fost anulată pentru că domnul Plahotniuc nu a venit la ea. De ce ieșeau aceste? Dumnealui era tot timpul până la... Era un mister pe care ați vrut să-l creați în așteptare? Nu neapărat. Probabil era un mister mai mult artificial creat de adversarii noștri, decât însăși de echipa partidului. Noi am continuat să avem foarte multe discuții și ședințe. Vă aduceți aminte în acea perioadă? Noi făceam mai puține ședințe de partid și cu ieșire la presă, dacă vă aduceți aminte acele ședințe a zilei de marți. Este adevărat că în acea perioadă au fost mai puține ședințe. Nu au fost deloc.
cu dumnealui au fost ședințe. Ședințe n-au fost. Publice. Ședințele da. Nu au fost da. Alea de partid, deoarece în acea perioadă nici nu prea puteai să comunici multe, fiindcă nici nu se realizau multe, deoarece guvernul era interimat, limitat în competențe și nu putea să iei anumite decizii sau să promoveze unele proiecte de legi. De aceea, cu regret, acea perioadă, pierdere pentru Republica Moldova din punct de vedere a economiei și a proiectelor sociale, dar este o perioadă politică în care asta e. Trebuie să te bazezi pe ceea ce prevede legea. În sfârșit, un mister dezlegat. Noi am avut mai multe ședințe și bine, să nu uităm că totuși era și perioada sensibilă a așa numitor poziționeri, da. Negocieri, discuții sau ce au mai fost în acea perioadă. Știți, când v-am întrebat despre greșeala cea mai mare a Partidului Democrat, eu mă gândeam că o să-mi spuneți, de exemplu, despre anularea rezultatelor alegerilor locale, despre dosarul Open Dialog, despre expulzarea profesorilor turci din Republica Moldova, despre presa interzisă la briefingurile Partidului eu Democrat. Eu vă pot face o astfel de listă de subiecte sensibile unde cred că Partidul Democrat trebuia să fie ori mai vocal în a arăta poziția sa și a cere eventual dezlegarea unor subiecte, dar în același timp, direct, aceste subiecte nu țineau neapărat de activitatea partidului. Și vă dau un exemplu. Legat de expulzarea profesorilor turci, este un subiect care ne-a afectat pe noi toți. Eu mi-aduc aminte atunci răvășit emoțional eram și nopți nedormite, tot cu gândul ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Dar dați-mi, o să ajungem și la asta, dacă o să aveți interes să aflați adevărul. Dar vă dau exemplu a unor evenimente cum s-au desfășurat. Eu am aterizat la Chișinău pe data de 5 septembrie seara. A doua zi dimineață m-am mai reținut puțin acasă, familia, chestii și am ajuns la birou puțin mai târziu, pe la 10:30 sau ceva de felul ăsta. Am mai avut ceva activități în oraș înainte de asta și din presă, în drum spre birou, am auzit de cele întâmplate. Am ajuns la birou, l-am sunat pe comunicare directă cu directorul Serviciului de Informații și Securitate prin guvernamental și întreb, este adevărat ceea ce aud eu în presă? Da, este adevărat. Operațiunea este în desfășurare, deja este spre finalizare. Când o să o încheiem, atunci o să fie raportat factorilor de decizie, precum se face factorul politic, cum se face potrivit legislației. Ce trebuia eu ca președinte Parlamentului atunci să fac? Am luat legătura cu prim-ministru, zic, uite, ai auzit și tu probabil ce se întâmplă cu domnul Filip, zic, ceva nu-i normal ce se întâmplă, dar bine, ei sunt profesioniști, probabil știu mai mult, noi nu cunoaștem unele subiecte, dar eu simt că asta va genera un anumit scandal, inclusiv politic, și trebuie să ne pregătim că o să trebuiască probabil să cerem de la investigație parlamentară și asta. Ceea ce a și urmat, dacă vă aduceți aminte, noi am organizat pe platformă parlamentară a Comisiei de Specialitate, am organizat acele audieri. Dar politicul în operațiunile SIS-ului niciodată nu a fost implicat și e foarte bine să nu fie implicat. Fică dacă directorul SIS-ului, Doamne ferește, sună, dacă cumva astăzi directorul actual a SIS-ului sună prim-ministru sau președintele sau președintele Parlamentului să coordoneze vreo operațiune pe care e o desfășoară, asta în primul rând este ilegal, într-al doilea rând, Doamne ferește, așa ceva să se întâmple, deoarece politicul întotdeauna o să găsească scuze să nu se facă sau o să aibă o altă opinie din perspectiva politică, a percepției publicului, ceea ce nu poți să faci din punct de vedere a securității. Eu v-am dat un exemplu. Au fost un pericol pentru Republica Moldova? Nu vorbim astăzi, o situație abstractă. Sunteți de acord că expulzarea acestor profesori a fost o porcărie mare făcută de Republica Moldova? Eu nu o să vin cu calificări, deoarece eu n-am participat în audierile recente, dar colegii din Parlament, de exemplu unii care au participat în această comisie, mi-au spus că la aceste audieri, la care eu nu am mai participat, nu mai sunt nici partea comisiei, nici nu mai sunt președinte Parlamentului, să-mi permit să merg eventual potrivit competenței la orice ședință a comisiei, înțeleg că la aceste audieri au fost vizionate inclusiv video foarte mult,
care denotă faptul că a existat anumite riscuri. Eu nu vreau astăzi să dau calificări. Ați avut copii, există, există copiii investigații. Copiii dumneavoastră era tras în islam? A încercat cineva să-l atragă în islam? Nimeni nu atrage în islam un copil de 7 ani. Dar de asta era acuzat. Haideți să fim serioși. Ei bun, domnule Candu, haideți să vorbim cu cărțile pe masă. Să vorbim în cunoștință de cauză. Exact. Eu nu cunosc dosarul. Noi vorbim, să mă dau acum cu noi vorbim despre anul 2018. An în care Republica Moldova era condusă de Partidul Democrat. Punct. Deciziile în stat se anunțau de la sediul Partidului Democrat. Deciziile unde venea? Politice? Nu. Deciziile primului ministru, numirile în guvern se anunțau de la sediul Partidului Democrat. Deciziile politice? Bun, să zicem. Este afectată politic, a fost afectată politic Republica Moldova de această expulzare? Foarte mult. Consider că da. Foarte mult. Consider că da. Lucrează de capul lui SIS-ul? Ar trebui să lucreze nu de capul lui SIS-ul, dar ar trebui să lucreze în baza legislației și a standardelor lor de securitate. SIS-ul subordonează SIS-ul unei instituții în stat supreme? Nu trebuie să se subordoneze din punct de vedere... Ea poartă răspundere în fața Parlamentului. Ea poartă răspundere din punct de vedere al... Raportării. Ce înseamnă securitatea statului. Da. Dar știți ce atunci a spus odată SIS-ul atunci? Ia o astfel de decizie care afectează imaginea Republicii Moldova. Nimănui nu este clar. Dumneavoastră nu vă este clar. Colegului dumneavoastră nu este clar. Nu știu dacă era clar domnului Plahotniuc. Mie îmi pun întrebarea. Dar înțelegând că am tot urmărit ce făcea specificul guvernării Partidului Democrat, eu înțeleg așa un lucru. Dacă domnul Plahotniuc avea întrebări serioase legate de gestionarea acestui caz, legate de acțiunile, cât de legale au fost ale SIS-ului, probabil că domnul Botnar, care tot a fost membru al Partidului Democrat, nu știu, cred că era răstignit public la sediul Partidului Democrat, ceea ce nu am văzut. Întrebarea este, de ce s-a bâlbâit în așa hal Partidul Democrat atunci? A dat vina pe instituția deoarece, de stat? Deoarece niciun partid politic că aflat în guvernare sau aflat în opoziție, nu trebuie să influențeze activitatea unor ofițeri de la un serviciu de securitate și informație. Niciodată. Că atunci când politicul nu să se implice... Că deja se întâmplase. O anchetă post, după ce s-a întâmplat. Ancheta nu trebuie să o dea partidul. Pentru asta sunt instituțiile, alte instituții ale statului, instituții ale statului care trebuie să ancheteze. Acum nu politicul. Acum avem, în schimb, niște profesori care fac pușcărie. E clar pentru ce. Profesori care aduceau medalii Republicii Moldova la tot felul de olimpiade. Haideți să trecem la alt subiect. Tare drag mie. Furtul miliardului. Da. De mult timp, domnul Candu, aștept să vă adresez niște întrebări legate de acest subiect. Dumneavoastră știți despre ce vreau să vă întreb. Despre noiembrie 2014, dumneavoastră erați ministrul economiei, acea ședință secretă la care s-a discutat despre acordarea primei garanții de stat, 9,35 miliarde de lei. Eu n-am fost la ședință, nu știu ce a fost. Am citit stenogramele, atât am putut să fac. Eu mă strădui să nu ascult oamenii, să citesc documente dacă ele există. Ce am văzut eu din această stenogramă este că dumneavoastră ați făcut un lobby foarte mare pentru acordarea acestei garanții de stat, urgent acordare, și ne-ați spus că există filtre. Deși unii aveau dubii dacă există sau nu filtre. Domnule Candu, cum s-a întâmplat că cei 9,35 miliarde s-au dus, cum să zic, capa nisip? Pentru că la cetățeni nu au ajuns banii aceia. La oamenii, persoane fizice, că pentru ei au fost dat ca justificare în acel moment, da? Dacă ne amintim din stenogramă, domnul Leancă zicea că haideți să acordăm garanția pentru ca să nu ne trezim cu un milion și nu știu câți de oameni care să vină în fața guvernului, să facă proteste, să destabilizăm situația. Din acei bani, la cetățeni, persoane fizice, nu au ajuns. Sigur? Foarte puțini. Dați-mi un nume de cetățean al Republicii Moldova, cu excepție celor care au fost implicați direct în administrarea băncilor, de exemplu, managerii sau Consiliul de Directori. Nu vă pot da niciun nume, pentru că eu niciunul nu l-am. Dați-mi, vă rog frumos, un nume de cetățean al Republicii Moldova care a pierdut banii din Banca de Economii, Banca Socială sau Unibank și astăzi poate să iasă sau cunoașteți dumneavoastră ca jurnalist sau ca jurnalist de investigație, că a pierdut banii. Bine că jurnaliștii nu au acces la astfel de informații. Din păcate, există astăzi, ați văzut vreun cetățean a Republicii Moldova? M-aș fi bucurat să vă dau un nume, cum ar fi, de exemplu, numele lui Ilan Șor. Nu, nici măcar pe al lui nu vă-l pot da, pentru că probabil că și el și-a luat banii de acolo.
Pentru că filtrele cele, de fapt, nu au funcționat. Stimate doamne, stimate doamne, astăzi, în Republica Moldova, există vreun cetățean al Republicii Moldova care a pierdut banii la Banca de Economie? Domnule Cantu, din ce bani s-au acordat banii către cetățeni? Din care garanție? Din aceste care... Din banii de care noi vorbim, care? De la Banca Națională. Din da. Cele 9, din prima sau a doua? Până în... Dar dumneavoastră a citit stenograma din martie 2015, martie 2015, timpul domnului pentru... Gaburici. Ați văzut motiv... în acea stenogramă ce spunea guvernatorul Băncii Naționale? Câți bani au fost alocați celor trei bănci din garanția din 9,5 miliarde? Acele 7 miliarde care au fost acordate. Unde s-au dus acele 7 miliarde până în luna martie 2015? S-au dus pentru acoperirea conturilor la cetățeni Republicii Moldova, persoane juridice, clienți, persoane fizice și persoane juridice. Haideți să spunem în ordine în care acest lucru s-a întâmplat. La cine, în primul rând, s-au dus banii? Noastră probabil nu înțelegeți despre ce vorbim. Poate. Haideți să le luăm atunci. Haideți să luăm pe rând. 9,5 miliarde date celor trei bănci. La cine, în primul rând, s-au dus banii? Haideți, în primul rând, la persoane fizice care aveau depozite sau conturi curente în Banca de Economie, Banca Socială. Nu ați verificat informațiile. Eu cunosc aceste informații. Eu am răspunsuri de la Banca Națională care spun cu totul altceva. Domnule Candu, banii din prima garanție de stat s-au dus, în primul rând, la chitarea creditelor interbancare date de Victoria Bank și alte companii. Dumneavoastră ați văzut lista... Dumneavoastră ați văzut lista și hotărârea de guvern și lista priorităților. Am văzut-o. Sunt. Și n-a fost respectată. Și primul punct. Cetățenii. Persoanele fizice. Ce s-a deponenți întâmplat? Eu nu vă întreb ce era bănci. Scris în foaie. A doua, persoanele juridice. Domnule Candu, eu nu vă întreb ce era scris pe foaie. Pe foaie mi-era clar ce este scris. Întrebarea este ce s-a făcut, de fapt. Pentru că, de fapt, acea hârtie nu a fost respectată deloc. În primul rând, și-a luat banii băncile. Victoria Bank, Moldincom Bank. Într-a treilea rând. Nu, ei au fost primii care și-au luat banii. Dumneavoastră știți în ce zi și-a luat ei banii? Nu cunosc, asta e într-a treilea rând. Dar dumneavoastră cunoașteți vreun cetățean al Republicii Moldova care și-a pierdut banii? Eu cunosc că oamenii și-au recuperat într-adevăr banii. Și atunci? Din cea de-a doua garanție de stat. Nu este adevărat. Ba da, 80% dintre a doua garanție de stat. Nu este adevărat. Iată cum urmează să vedem raportul comisiei de anchetă. Putem zice că e politizat, dar probabil că ei se vor baza pe anumite documente și eu documentelor le cred. Eu cred documentele. Mai puțin politicieni, dar documentele le cred. Documentele care au ajuns la mine, pentru că și eu de 2 ani tot fac interpelări și tot încerc să obțin informații cu bucățica. Mi-e tare greu, vă spun sincer. Dar informațiile pe care am reușit eu să le adun arată că primii care și-au recuperat investiția sau pierderile, da, au fost băncile care au ajutat cele trei bănci, alte bănci, deci Victoria Bank, Moldincom Bank și cine mai era acolo, care au acordat acele credite interbancare, agenții economici, da. Și persoanele fizice. Cetățenii și-au luat în mare parte banii. Dar persoanele fizice, în general, au pierdut bani? Nu au pierdut bani. Da. Toți trebuiau să-și recupereze banii care erau de bună credință. Domnule Candu, de ce insistați să se acorde acea garanție de stat și nu ați insistat pe introducerea administrării speciale? Pentru că dumneavoastră știți, Kroll ne-a spus și dumneavoastră tot credeți, Kroll, cum credem răspund, și noi. Vă că răspund. S-au furat banii, de fapt, după ce s-a luat decizia să fie acordată garanția de stat. Nu este adevărat. E de acum nu. Când au fost pus banii? Banca de Economie a început să fie devalizată din 2010-2011. Vorbim din cea mai mare parte a banilor. Anume, vorbim despre cea mai mare 24 parte a banilor. Anul 2011. Vedeți anul 2011, 2010-2011, când, de exemplu, portofoliul de credite neperformante au crescut aproape de 100%. Haideți să vorbim despre unde a început problema Băncii de Economii. Din administrarea proastă a Băncii de Economii, frauduloasă a Băncii de Economii, încă din anii 2010-2011. Fiindcă, de fapt, gaura s-a creat din așa numitele credite neperformante. Se dădeau în stânga și în dreapta credite cu telefonul și doar în baza unor relații, fără să fie acoperite. Și când se ajungea că acel cineva care a luat credit nu mai există și nu mai vrea. Se făcea, nu știu cum așa, un fel de write-off se numește în limba engleză, îl iertăm pe ăsta, îl iertăm pe ăsta, îl iertăm pe ăsta că este cu mătrul la altul și așa mai departe. Și așa s-a format gaura. Noi despre asta vorbim. M-ați întrebat de ce nu s-a introdus administrare specială. Da. Vreau să vă spun, stimate doamne, că banii au fost acordați băncilor, celor trei, după ce a fost introdusă administrarea specială. Atunci de ce aici în emisiune spuneți altfel? Haideți că am să zic. Nu, eu n-am spus altfel. Ba, ați spus altfel. De ce nu ați insistat la administrarea specială? Da. Ba, am insistat la administrarea specială, fiindcă asta și era ideea. Haideți că am să citesc banii să fie alocați
doar după ce se introduce administrarea specială. Haideți să citesc eu un fragment din acea, din acea stenogramă, în care sunt date toate detaliile, așa? Dumneavoastră spuneți cum urmează să fie recuperați, cui vor fi prioritar, da, acordați banii. Și care este, nu este și vorba... care este acea prioritate? Da. Nu sunt persoanele fizice? Ba da. E cum spuneți dumneavoastră, numai păi că atunci... în practică nu așa s-a întâmplat, cu totul altfel. Domnul Recean zice, după ce spuneți dumneavoastră toate argumentele, domnul Recean zice, prin punctul P, I, K și L, iar P, I, K și L spune că mijloacele societății comerciale în care statul deține cel puțin 20% de capital social, mijloacele societăților comerciale, capital privat, întreprinderi individuale și alte care urmează să-și recupereze. El zice, creăm o oportunitate de abuz. Și dumneavoastră ziceți, noi avem filtre. Și domnul Recean insistă, punctul 8 încearcă să rezolve problema aceasta. Ne trebuie un mecanism de protecție. De protecție. Mecanismul de protecție putea fi administrarea specială introdusă imediat. Și mai departe, domnul Recean spune, dacă eu știu că acest proiect va fi aprobat, mă duc la bancă, iau credit, depun în formă de depozit, trimit în offshore. Și domnul Filip zice, dacă banca funcționează regulamentar, nimerești în dobândă. Arătați mecanismul de protecție. Apropo, dumneavoastră, să insistați să nu fie plafonat, dar asta, mă rog, deja în alte emisiuni discutați. Domnule Candu, domnul Recean, eu nu știu, el știa, poftim? Fiindcă niciodată nu a fost plafonat. Niciodată dacă... n-am avut așa cazuri ca să... Bine, am avut cazuri, câteva bănci la fel au mai dat faliment și niciodată oamenii nu au pierdut banii ca atare, oameni, persoane fizice, deponenți. Acum nu vreau să vorbiți pe plafonare, că mai avem vreo 3 minute din emisiune și nu reușim. Domnul Recean vă spune despre faptul că există un pericol mare. Dacă cei care controlează încă băncile află despre faptul că statul vine să garanteze returnarea banii, gaura vine să o acopere, ei își pot face de cap. Și pot crea o gaură și mai mare. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt. Prin faptul că nu a venit în aceeași zi administrarea specială, s-a creat o oportunitate de 4 zile, 20-24 noiembrie anul 2014, în care, de la cele 3 bănci, s-a furat, eu pot să greșesc, dar cred că 1,2 miliarde de lei. Cei bani, știți dumneavoastră despre ce vorbesc, cele 5 firme al ușor care au scos, pur și simplu au măturat, ca, știți, ca sovieticii, când au venit și au măturat podurile de grâu. Exact asta s-a întâmplat. Au măturat totul, bani n-aveau, dar i-au avut din acele credite interbancare care au venit tot în aceeași perioadă de timp. Spuneți-mi, domnule Candu, dumneavoastră ați fost prins într-o capcană, nu știați ce urmează să se întâmple? În primul rând, dacă ați observat această stenogramă a celor discuții de la guvern, da, s-a decis clar că banii vor fi alocați de Banca Națională băncilor cu garanția Ministerului Finanțelor abia după ce va intra Banca Națională cu administrarea specială. 1. 2. Doar la nevoie și necesitate. Deci fiecare alocare de la Banca Națională va fi verificată suplimentar pentru ce se duc banii. Ce 3. Strica să intre administrarea specială în următoarea zi, domnule Candu? Dați-mi voie să închei. Da. Nu au fost îndeplinite condițiile, probabil, pentru administrare specială. Banca Națională era singura instituție care decide când intră. Și nu poți ei să-i dictezi. Și fiindcă există niște standarde, trebuia să fie ziua de vineri, trebuia să fie la ora 4 sau 4 și jumătate, fiindcă există niște standarde cum să intră într-o administrare specială. Cine au să fie pregătiți, calculatoarele, cheile și multe, multe alte. E o procedură întreagă de a intra în administrare specială cu forța mai ales. Deci, în primul rând, doar Banca Națională decidea când, cât și pentru ce, doar după ce intră cu administrarea specială, Ministerul Finanțelor garantează, ba mai mult ca atât, alocarea banilor din bancă de acel administrator se va face doar printr-o comisie guvernamentală care va verifica fiecare chestiune, în care au spus, din oficiu, persoanele fizice, deponenții acestor bănci, dacă nu sunt în relație de prietenii, de rudenii și așa mai departe cu conducerea băncilor, au prioritate, dar noi verificăm că se respectă. 2. Întreprinderile de stat unde, sau întreprinderile private. Deci era o comisie guvernamentală. Și telespectatorii cutiei negre tot știu, pentru că am vorbit deja de atâtea ori despre asta, despre ce scrie în lege, ce s-a întâmplat în realitate. Eu vreau să vă propun să urmărim un mic filmuleț pregătit de colegii mei. E vorba despre declarațiile făcute de colegul dumneavoastră, domnul Jizdan, pe care la începutul acestei emisiuni l-ați laudat. Haideți să vedem ce declarație a făcut dumnealui.
Desigur că azi eu, fiind parte componentă a Partidului Democrat, etichetarea asta că toți sunt hoți și sunt bandiți, e greu să dai replică, fiindcă lumea așa vine cu mare doză de încredere în cei care au venit acum. Este nevoie de timp ca noi totuși să înțelegem care și cât costă. Dar ceea ce vreau să spun, că nu tot Partidul Democrat integral a participat la furtul miliardului. Și există un raport Kroll în baza căruia ar trebui totuși să vină justiția cu o concluzie, asta ar însemna că ar trebui să fie o sentință de condamnare a celor care au furat banii statului. Chiar dacă avem unii din ei și mai sunt alții care ar trebui să răspundă, să răspundă, indiferent de coloritul politic. Am dat tocmai un fragment mai mare ca să nu fim acuzați că am rupt din context. Știți că au fost astfel de acuzații. Dar totuși, la ce se referă domnul Jordan când spune că nu toți din Partidul Democrat au fost implicați în furtul miliardului? Întrebați-l pe dumnealui. Ce consideră? Nu v-ați supărat? În primul rând, fiecare își face declarațiile pe care le consideră. Într-a doilea rând, este greșit să spui că Partidul Democrat în general sau experiențe Partidului Democrat, care de fapt n-au administrat acele bănci, nu au fost în afacerile financiare, luând în considerare că Partidul Democrat chiar a administrat unele ministerii care n-au participat în administrarea aceleiași bănci economiei. Ministerul Economiei clar a făcut lobby pentru ca să fie acordate garanții. Ministerul Economiei a fost responsabil pentru prejudiciu, sau mai bine zis, trebuia să aibă grijă ca populația Republicii Moldova să nu sufere și economia să nu sufere. Și din punctul ăsta de vedere, luând în considerare analizele care erau pregătite de Ministerul Economiei împreună cu Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, arătau că dacă cad aceste trei bănci, dar în mod special Banca de Economii, și oamenii nu își iau banii, sau întreprinderile care aveau conturi în aceste bănci nu își iau banii, se colapsează întregul sistem. Și asta era ideea. Și de asta Banca de și de asta Ministerul Economiei, luând în considerare expertiza, fiindcă eu personal, împreună cu ministrul Finanțelor Arapu, împreună cu conducerea Băncii Naționale, la mijlocul lunii septembrie 2014, am fost la Washington și ne-am văzut cu cei de la Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, specializați în crize bancare. Ei am stat trei zile închiși într-o încăpere. Doar o precizare. Spuneți, cum se face că, iată, secretarul general al Partidului Democrat, un membru al partidului dumneavoastră, crede că cineva de la dumneavoastră din partid a fost implicat în furtul miliardului. El nu a dat nume. Noi acum putem să ghicim cu dumneavoastră cine are vedere. Poate a fost o chestiune, o exprimare nereușită. Dar n-a fost nimeni implicat din Partidul Democrat în furtul miliardului. Eu sper foarte mult că membrii de vază a Partidului Democrat, nu pot să fi pui pe toți 50.000 sau câți membri are Partidul Democrat și să știe exact cine și ce afacere au avut și așa mai departe, sper foarte mult că nu au fost implicați în administrarea proastă a sectorului bancar, a operațiunilor bancare sau a procesului de rezolvare a crizei. Regia îmi spune că trebuie să încheiem emisiunea, dar eu nu pot să nu vă întreb de încă două lucruri și cu riscul că o să mă bată după asta toată regia, am să vă întreb. Moartea domnului Duncașu, nu cred că l-ați cunoscut. Ce credeți că s-a întâmplat? Eu l-am cunoscut foarte puțin. Înțeleg că, mai ales din cele menționate și de cineva apropiat de familie, existau elemente legate și de starea de sănătate a persoanei, presiune. Credeți că a fost sinucidere? Eu nu aș vrea să mă dau cu opinia. Iau în considerare ceea ce spun oamenii apropiați. Ei știu mai bine. Dar, bineînțeles, trebuie să, dacă deci, există anchetă sau există investigație... Deci, opinie că a fost omorât de cineva sau determinat să se sinucidă? Nu vreau să mă dau cu opinie în ceea ce nu cunosc. Ar fi cam cum stăm noi acum și ghicim... Am înțeles. Acum este Casa Albă? Vă referiți la cea din Washington? Nu, la cea din Chișinău, din Valea Morilor. Nu cunosc. Nu cunosc. Nu cunosc nici unde e și măcar cum arată. N-ați fost niciodată invitat în ea? Nu, absolut. Dar nici nu cunosc, dar eu nu cred că domnul Plahotniuc îi aparține proprietatea. Dumnealui era vecin mie pe strada Bulgară. Și nu avea nimic cu acea casă. Eu știu că dumnealui era în fiecare zi la partid și pe strada Bulgară în apartament. Și ultima întrebare. Deși eu am încă multe și sper să mai veniți, dar ultima mea întrebare.
Domnule Candu, deja e mai bine? Dar dumneavoastră considerați că deja e mai bine? Dumneavoastră vi se pare că ceea ce face actuala guvernare și coaliție face mai bine pentru Republica Moldova? Dumneavoastră simțiți acest miros și acest aer al libertății? Ce simt eu este că ei încă n-au reușit să desfacă ce ați făcut dumneavoastră. Credeți? Eu aici în studioul acesta, odată foarte întâmplător, l-am ascultat pe actualul ministru economiei, care vorbea despre descoperirea unor scheme care mai că nu aduc prejudiciu de 400 de milioane lunar. N-am văzut de atunci, și au trecut aproape 2 luni de zile, n-am văzut nicio dovadă, n-am văzut niciun ban suplimentar în bugetul statului. Deci, până la urmă, eu trag concluzia ca un telespectator a emisiunii dumneavoastră că ori acest individ minte, ori nu știe despre ce vorbește și unde sunt atunci acești bani? Cutia Neagră va face o investigație despre asta. Vom fi bucuroși să aflăm informații, să obținem informații vreau, dintr-o parte și alta pentru a avea vreau să o anchetă echilibrată. Eu vreau să nu vă mai dau avem timp. Un minut. Domnule, vă rog un minut. Un minut nu am. Un minut. Dumneavoastră l-ați avut. Dați-mi voi și mie. Un minut. Pe data de undeva în jur de începutul lunii februarie 2015, după ce a fost instalat guvernul Filip, domnul Plahotniuc, ca lider de partid, a organizat, l-a rugat pe domnul Filip cu miniștrii, m-a invitat și pe mine, noi am ieșit la o cină. Și domnul Plahotniuc a vorbit la acea cină, la începutul guvernării PD și a domnului Filip, pe lângă multe chestii de organizare, hai organizați-vă, să vedeți cum. Eu mi-aduc aminte următoarele cuvinte a dumnealui. Acum suntem într-o responsabilitate deplină de guvernare acestei țări. Poate cineva dintre voi vreodată a mai avut anumite afaceri sau a avut anumite idei sau ați fost implicați în ceva? Asta o să-și spună cei care trebuie să facă investigații. De astăzi înainte, Doamne ferește dacă voi sunteți prinși sau faceți ceva și să nu credeți că dacă voi o să nimeriți cumva sau sunteți implicați în vreo schemă, eu sau echipa Partidului Democrat o să vă ajute. Singura chestie cu ce vă putem ajuta este cu bună avocație. Și atât. Da. Am înțeles ideea, domnule Candu. Vă spun sincer, îmi este greu să cred că putea să pornească o anchetă în privința cuiva dintre dumneavoastră, un procuror general, numit tot pe criterii politice, în baza unor concursuri, cum ați spus dumneavoastră, că acum se întâmplă concursuri trucate. Dar dumneavoastră vi se par concursurile la ora actuală? Dar dumneavoastră vi se par concursurile? Noi le-am criticat. Ați văzut ce concurs frumos în Parlament a fost organizat noi în privința CNA-ului sau Procuraturii Generale sau Curții Constituționale? Le-am criticat, dar să fim sinceri, tonul l-a dat tot Partidul Democrat când l-am avut ales pe domnul Gurin, secretarul comisiei care urma să propună candidații, să culeagă candidații la funcție de procuror general, nu știu cum dumnealui, fără a fi membru sau candidat în concurs, dar vă aduceți aminte ce a fost atunci? Dar vă aduceți aminte ce a fost atunci? Ideea este... Domnul Gurin a fost atunci președintele acelei comisii care a fost delegat dumnealui de societatea civilă. Domnule Candu, putem căuta 1 milion de justificări. Dacă noi suntem la o emisiune în care se încearcă să se vorbească despre lucruri care au fost și mai ales care au măcar o tangență cu adevărul, haideți să spunem adevărul până la capăt. Domnul Gurin atunci a fost delegat de societatea civilă. 1. 2. Domnul Gurin a fost președintele unei comisii de selectare care a ieșuat în alegere. Cine a stabilit că a ieșuat? Poftim? Cine a stabilit că a ieșuat? Dar păi primul concurs atunci a ieșuat. Nu vă aduceți aminte? Toți candidații nu au trecut. Păi acea comisie a decis, nu eu doar am decis atunci. Domnule Candu, eu am avut un deja viu când l-am văzut pe domnul Surcanu, un judecător la Curtea Constituțională. Unul dintre membrii comisiei de concurs, nu știu cum a ajuns, așa, abracadabra, să fie ales. Deci exact asta am văzut și atunci. Și asta vă place ce face actuala guvernare? Exact cum nu mi-a plăcut atunci când a fost selectat domnul Gurin, exact așa nu mi-a plăcut și acum. Dar așa se întâmplă că istoria asta îi lovește ca bumerangul în cap tocmai pe cei care greșesc. Vă rog să, ca asta va fi finalul, să continuați fraza. Deja e mai? Dar chiar nu e bine deloc. Fiindcă tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova la ora actuală, la aproape 100 de zile de guvernare, această guvernare nu livrează nimic cetățenilor și țării, nu fac altceva decât au pornit o adevărată campanie de dezoligarhizare. Dar numiți-o cum vreți. Numiți-o cum vreți, că poți să o numești și cu, și orice, cu orice sinonim. În primul rând, numesc, revocă din funcție și nimic altceva. Ba mai mult că atât. Dumneavoastră ce merite? Pe ce merite? Pe ce merite se numesc cu mătre, naș și tot felul de... Da.
Domnule, unde e acea meritocrație? În acest studio, noi am vorbit despre asta și dumneavoastră, dacă ați urmărit emisiunile mele, știți că nu am cruțat și pe nimeni. Și de ce mie nu-mi permiteți să critic și eu? Ba da, v-am permis, doar că suntem deja pe final și nu mai avem timp. Eu vreau să spun următoarele. Mulțumesc mult pentru noi o să încercăm ca partid de opoziție să criticăm în așa fel încât totodată să fie și folos din asta, adică constructiv. Și vom veni chiar și cu propuneri pentru actuala guvernare să-i ajutăm acolo unde noi vedem că o dau în bară bine. Eu zic să mai veniți odată la Cutia Neagră și să vorbim. Să mă deja invitați. Cu documente și despre arenă și despre aeroport și despre alte lucruri și inclusiv despre ce va face din opoziție Partidul Democrat. Eu vă mulțumesc că ați venit în premieră la noi. Sper că v-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult și mai revin. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Vă doresc să aveți o seară frumoasă. Seară frumoasă, pe curând.